Vladimir Putin a vizitat cartierele generale militare din regiunile ucrainene ocupate, Kherson și Lugansk, care sunt parțial deținute de Rusia. O înregistrare video difuzată astăzi îl arată pe acesta vizitând postul de comandă din Kherson. Imaginile îl arată pe Putin primind rapoarte de la eșalonul militar superior. După vizita din Kherson, Putin s-a deplasat cu elicopterul la sediul Gărzii Naționale Ruse din Lugansk. Aceasta este a doua vizită a șefului de la Kremlin în aceste zone, după cea din Mariupol din martie. În timp ce Putin vizitează zonele ocupate, ministrul de externe Sergei Lavrov declară că în timpul unei vizite din Brazilia, că Moscova vrea să încheie conflictul din Ucraina cât mai curând. Мы заинтересованы в том, чтобы украинский конфликт как можно скорее завершился. Мы подробнейшим образом не один раз уже объясняли причины происходящего и те цели, которые мы преследуем. В этой связи они заключаются прежде всего в том, чтобы гарантировать отсутствие на территории Украины каких-либо угроз военных.